Vă salut cu respect. Am revenit și eu cu noua joc pe YouTube acesta al nostru. Gianez voi. Așa. Haideți să vă spun continuarea. După spital de unde rămăsesem. Da, mă frate, și mi-i scoate afară pe ăsta cu patanchisul ăsta cu sârmaia l să scos afară, îl cheamă, pus la băi, dar voi vă, n-ați văzut când uh, și-a băgat sârmă pe gât, nu ne-a și pe și pare alea. Eu să se puțin așa că mă vorbesc acum, adică mă să te anunț dacă își băgă la sârmă pe gât sau își bate vreo și să te are Adică ce înseamnă asta? Adică dă direct în primele pe om. Bine, stăteam și mă uitam, nu spunea nimica. <laughs> Închide la, la ușa. la ce care mai era mai răsărit, care, care, avea patul lângă mine, Dom'le, să nu vină ăștia peste noi să facă ceva asta, că dacă face ceva, știu eu, poate ne sparge la alte camere, poate nu în alte părți. De deci, ce zici? Ce dacă mă nu ne tot în pușcărie, unde nici în altă parte, ești de bun? A, în fine, îl bagă pe tanchisul ăsta acolo, l-a de la spital, aici nebun la cap, l-a adus și operat. Deci a plecat dimineața, cum ar veni așa, și tu mai seara l-a adus, bă, dar l-a adus să le pe burtă, frate, că n-a vrut să stai la spital acolo. A venit așa și băi, nene, -ne, vă mulțumesc că m-ați lăsat, că aveam lingura aia în mine, că nu știu cum se întorsese, ce spune acolo, că se întorsese lingura în el, că alea, îți seama că nu știam eu de linguri, de astea. Și l-am făcut în viața mea chestia asta și nu o să o fac, ai înțeles? Una e că mergi la șutare de la mangură și o scoți ca să poți să dai cep sau alea sau să dă la tenție, să te faci că nu îi dai. Și alta e mâncată și când o înghiți să mă în păi cu să mă zic să te taie pe gâte, te taie pe să o fac în pula mea. Nu știu că l-am încercat niciodată. Da, mă frate, și nu durează mult să moară familia, am citit că cred că după vreo trei zile. După trei zile, hap, mă scoate doctorul. Tu ai venit pe procuratură, tu ești cu crimă, dar stai jos. Mă pune să stau jos și mi-a niște niște de alea, cu căței, cu pom de aia mai așa. Dar pula mea era ca și cum ar veni că să uh, șterse așa ca să deslușesc ce este. Și zic, asta, 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 asta și cu asta. Ce răspunde, ce vezi aici? Păi văd cu ce vezi aici? Păi văd cu ce vezi aici? Păi văd cu tare, ai înțeles? Da, am înțeles. Scrie ea ceva acolo, dar te pregătești că mâine, mâine dimineață pleci pe bloc, pe jilaba. Plec pe bloc, pe jilaba? Da. Doamna, vă mulțumesc să rămâi, ești afară. Mamă, bucurie pe mine. Pe la pe zilava, Nu cu numai ce lipsă de țigări, numai ce lipsă de pula mea, de nimic. Cum vine vorba. Până venea la tine era mai greu cu mâncare, că trebuia să rup ghiumul. Asta în pula mea, ce facem? Numai, numai, să suntem și noi acum oameni care să cunoaște, că mâncăm ghiumul. Eu mă era floare, ești de bun, la că ne cea mare. Și acum îi face pe mulți. Și când îi vezi, am avut numai salamuri de Sibiu. Hai, nu, pula de Sibiu, că e cel mai salam. Să moară, mă, să-l te de nu <laughs> Da, mă, frate, mă duc eu în cameră. Ce zic la asta? Bă, frate, eu plec pe cursă pe Jlava, pe bloc. Mi-a zis doctorul, la mâine dimineață mă pune pe bloc pe Jlava. Tu, dacă e bine pentru tine, prin urmă, mă, că e bine să-ți de bună cap aici sau să-i cum ar veni. În pula mea, nu pot să mă ies afară să fac rost de țigări, să-mi fac roz de la, trebuie să fac evenimente. Cum face să se taie de să o moară ca să iasă pe afară să facă de țigări sau oră acolo pula mea. E ceva mai e oameni cunoscuți, mai sunt băieți, mai sunt alea și normal. Cum crezi tu, domne, că dacă vrei ăsta, poți, poți să vorbesc cu doctorul, să mai stai aici, băi, nu vorbi cu nimeni, băi, e bună că cum să stau aici pe spital? Nu vreau să stau. A trecut seara aia cu ochii cu băi, bă, nu ne-am ne bă. pat, nu aveam stare, că să plec pe bloc. Am bine, vine vin a doua dimineață, vine apelul, ne numără ăștia, bate la gratile, în pula, <ride> Vine apelul, zice, închis la apelul, zici o tanchistul, la tanchistul să fii cu minte, ăla era în pat. Îl sala la pată, înțeles, pentru că era treapă, burtă, pula mea, era astea. Să fi cu minte că te scoate doctora mai încolo, să nu mai faci probleme, să nu mai faci alea. Dar el ce zice? Da, domnule, nicio problemă. Bă, mă, cam așa Îl scoate pe el doctora, fiți sunt aici. Adevărat vorbesc la mult ce mai serios. Îl scoate doctora. Și vine nervos în cameră. Bă, nervos. Și eu ce-ai făcut, nu? Bă, frate, ceva ce... Du-te la vizită, te rog eu frumos. Așa mi Și când îți spune, bate nu bate nu știe. Ce dacă mai vrei să mai faci, mă? Știu eu, Dumnezeu, ce fac. Bă, vezi ce dacă să nu mori. Intrăm în wc și la o dată, așa când spune, gata, bate nu bom, 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 bom. Vine Gaborul, ce e mă, ce s-a întâmplat? Când a deschis vizeta, el se uita, hap și aici afară, bă, mâncați și pe Și a dat-o, de aici, până aici, cu mațele în mână, să moară familia mea, bă adevărat, să moară mama mea, ești bună la cap. Mă uitam așa la el, adică și așa, mă, ce pula mea o să, o să moare, băi, gata, a murit. Și zicea la Gabor, așa cum era el, băi, mă scoți și mă zice acum pe civil, că văd că vă încercați cu mine. Doctorul ăsta, în pula mea, vrea să-mi facă cine ce. Nu, nu, Băi, nene, a început să-și taie masele, să moară familia mea. Frate, m-am dat înapoi și m-am închinat. Băi, nene, ăsta e chiar nebun. O <gântu> să-l merită să fie aici, la cea la Paris, să moară mama, dacă vă mint. Da, mă, mâncava și la voastră, l-a scos, bum, 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 l-a luat direct pe pătură. A pus o pătură jos, l-a pe pătură, l-a luat doi din camera de la noi pe pătură, l-a scos afară, l-a dus apă pe pedeu, ai cred. Nu știu unde l-a dus. A urcat înapoi, Păi ce-a făcut? Ce să mai fac domnule? De-abia mai respira, de -abia mai cutare. tare, uh, nu mai vorbea, nu mai alea. I se înloșise ochii. Auzi, mă, frate, mă, deci, ți dai seama, omul, dacă ce -a, a pula mea, nu mai circula mâncarea, căcatul pula mea, circula prin masele alea pe acolo, să-ți dai seama. În fine, să tensiune toți, că le era cam frică, că să nu vină peste ei, să dea nei, pula mea, sau să... Pă, la vreo 10 așa, cu tare, cu tare, da. îți ai făcut bagaj? Da, bă, mi l-am făcut. Hai, mergi pe bloc. Parcă nici nu s-a fi întâmplat nimic ca să moară familia mea de vormint în camera aia, că și-a tăiat la mațele, că pula mea, că totul era normal. M-a scos, m-a dus frumos în ppd -ul. A intrat la acolo, la fișa mea de acolo. M-a dus în ppd mi-a făcut la bagaj, mi-a făcut alea. Mai aveam vreo, nu mai știu câte țigări aveam, nu mai aveam țigări, cred că mai aveam un pachet și ceva de țigări. Cobor jos în ppd predau izmenele alea care mi le-a dat din pe acolo și a pijama aia, mi hainele pe mine. Și unde mă duc? Ești gata, gata, sunt șefule. Mă ia și ies pe ăla și mă duc spre bloc. Acum stai și mă gândeam, mă, ce nu mai fi pe aici la pușcărie, să moară familia, mea. mai fi eu, o iau, mai fi eu, mai prins și-o pe cineva dintre ăștia care erau înainte, când alea. Intru între porți, eu între porți și cine, Nea cu care fusese și cu arma în mână, Iordache ăla care ți-am zis și-o care ziua. ce faci mai are ai venit la pușcărie? Ai bine, lasă mă dă pula mea, merde de tine că am venit la pușcărie. Cu ce ai căzut acum cu tine? Mai bine, nu mai spun, zi mă. Mamă, și ea afișa, afișa, s-a sau Băi, ești cu cum? Băi, cu omor, ești nebun la cap, și cu omor. Ce-ai făcut, mă, ce de... Băi, s-a schimbat pe secunde când auzi că sunt cu omor, să moară familia mea. În fine, m-a predat acolo, m-a băgat în ppd m-a băgat în ppd mi-a făcut ea bagajul, ce să las, n-am lăsat nimic la magazin, să moară familia luat tot cu mine. Că lipsa de țigări, să vinzi, să faci, să treci, să aleasă. Și mă duce măncați, și pula ta, mă pe primul bloc aici și mă urcă sus patrea sus la carantină, că trebuie să fac carantină în diferite situație, că vii acolo, că vii de, de oriunde, carantină, trebuie să o faci. Mă bagă pe carantină, băi, frate, nu mai țin minte chiar așa. Cred că era ori piloși, ori indianul ăla. Ai înțeles? Ba nu, bă, mi se pare că era cred că Zeppelin sau nu, bă, în fine. Unul din ăștia trei era șef de cameră, Bă, Zeppelin era să moară, mă, Zepelin Zeppelin avea carantina. Da, Zeppelin, intră în cameră, după plou, după partea în altă, țiga grasul, bă, ai venit cu tare un altă da, bă, țimeți -mi și mie țigă, țimeți -mi și mie să mă trimis grasul, țigă, grasul vorbesc de metin, ca să înțelegeți. Care era, mă, acolo și-a de mai cu, ce faci, bă, ce cu tare, vorbeam pe geam, pe mea, Vine el, hai să dau un pat, domnule, unde vrei să dormi? Eu la... Unde vrei tu? Unde că sub barul soane că să dă o pe jos, e bine? Domnule, mai e la mișto, mai e la... Bă, cum e trebuie? Dă-mi un pat și lasă-mă de un cum și că e la împare nu stau eu de vrășelata. El să-mi dea pat acolo în fund, dar eu ce zic, nu mă dă-mi patul ăsta aici la geam. Că mi-e -mi plăcea la geam. Că era cald afară, era intrat sub... Era zăpușare, era pula ta, era astea și era moarte. Lasă-mă, mă, pe mine aici la geam, că e era bine aici. Te-am și mai sing, nu că singurel, Dar când se deschidea ta, pac, eram primul, repede. Ce ai de mâncare, ce cu tare nu bagă aici, bagă... Glumnesc, <laughs> Nu da? Știi cum vine vorba. Să fii mai aproape la combinații, la șmechirile alea. În fine, și fac carantină acolo. Vine ăsta, cum îl cheamă, vine șurică pe acolo, ce faci, mă, ce cu tare, a venit și Nu Era unul judanul pe carantină acolo, care era cu grecu. De fapt, fusese grecu și a plecat grecu și a rămas el. A venit și Danu. Cine mai era pe secție? Uh, a venit și Troncea la micul, Ce faci, domne? Ce să fac? Bravo, era și... Ba, nu. Nu mai erau. gemenii nu mai erau. Plecați în pedepsa aia altă. Plecați, mi se pare că se liberase, dar... Când am ajuns eu. S-au plecat pe cursă, nici eu nu știu ce se întâmplă sau are. Fusese chestia aia care s-a întâmplat, în fine. Acolo, pe și uite, trece carantină, mai și mai și am afară, mai dau un pachet de țigări, mai am început scurt în partea aia, mai am pe la clu, mai mă cu ăștia, mai de vorbă, mai stăteam de... Și trece carantina. Unde mă bagă un cămaș? Până să mă bagă direct la truncea. Unde la truncea, pe scurtă la miliție, deci pe scurtă la miliție să moară familia, prima sau a doua cameră era. a, doua, a doua cameră, deci pe scurtă la milițian, prima cameră prima cameră pe stânga, o bagă la truncea. Acolo la trunce, cine era? Era frații truncea, era truncea la mare și cu truncea la micu, era jaga asta din chitra ala, musculosul, era Gigi Boieru, era Ariciu, era Marin ăsta, cum îl cheamă, Hingheru, era Teo la Bulanjiu. cine știe și Purisan îl cunoaște, nu prost omul, da, doi, dar au razna, era pe la curățenie, pe la alea. Că de la asta, de fapt, a, în pornit discuția mea cu Jaga, asta de multe și m-am Și mi-am luat zbor așa. Ai înțeles? Era... Teo ăla și mi-era de el, frate, că eu auzisem că a fost un că a fost smardoi, dar până s-a făcut bulangiu, să pula mea. Nu știu cum s-a făcut bulangiu, ei se fute în curul lor, în pula mea, că nu, s-a făcut în curul meu, cum vine vorba a fie pe acolo, că nu i-am hărit niciodată să moară familia mea. era pe la curățenie, spăla pe jos pe acolo, făcea curățenie în baie, toată ziua să nu mai în baie, să moară familia mea și fără numai penale. Și mi a merea milă de el, vină mă încoacina, ia-ți aici, o sigare, două, ia-ți alea, că mi a merea de el. A, și când îl văd pe Lili, Păi Lili, Lili am bărășit ăsta, pe fratele meu ăsta care intră într cu mine pe TikTok, pe unde fac eu alea. Când îl văd pe ce foci, bă, ce cutare, ce nu începem să vorbim, spunem cu fetal, Păi mi se pare că era și el al în cameră, sau nu mai știu cine minte. Nu, cred că era cu Mircea la cu fetelor. Mircea lui Sâmboacă. În fine, Lili era acolo. Ce faci, bă, ce să fac, domnule, hai, domnule, vină cu un ce, cu cine să stau, cu stea curbea am stat și-o cu mei, cu al meu, nu? Am stat acolo. Dă-i, dă pe acolo și-a la Caterică, ăla era cu Caterinca toată ziua, pe acolo, prin cameră, prin hap, bum, mă strigă la vizită. Cu câteva zile înainte, joc marbut cu ăsta, cum îl cheamă, cu Marinul cu ăsta, Marinul ăsta, lui Hingheru. Dăi, 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 cum iau câteva pachete de țigări și zic, nu mai joc. Eu, <laughs> eu nu mai joc. Mamă, s-a îmbolnăvit să se moară familia mea, era atât de ufticos, ufticos, nu. Bă, dar era mare, matahală mare, bă, cred că avea 2 metri și mor, așa, ești nebun la cap. Pleacă, mă, dă-te pula mea, că nu mai știu, dă-te în pula mea, de lasă-mă în pace cu tanii. să moară copiii mei, dacă nu ești o nu mai joci, mi-a luat o pachet de țigări, mi-a luat o pachete de țigări și nu mai joci, nu mai joci, mă, pula mea, să am știu ce să fumez până vine la mine, aici e bun la cap, L-am îmbolnă, -a, -a, a tăcut, a rupt, a rosul, pac și vine și mă strig la vizită, să moară familia mea, mă strig la vizită, ies la vizită, am luat haine după acolo și după la mea, că n-am avut ținută, că mi-a dat ținută de aia în pula mea din pe, -pe de aia, ruptă, slobozită, am dat un la wc -ul. Uh, de la asta, mi-a dat la ținută, că era mai așa, mai mare ca mine, și mi-a dat ținută, am luat pantalonii, vestul și am plecat la vistă. Când m-am dus la vizită acolo și a cine a venit? A venit la bătrânul cu, deci mama lui mama cu tata lui mama. I-am văzut, ce să mai zic, am început să, să plâng, lasă, băi, asta este ce să fac, nu știu cât eu au dat ăștia, poate să scăpa și asta e, trebuie să... Eram conștient și vorbeam cu ei, Trebuie să fac pedepsa pentru că am omorât un om, că dacă nu omoram un om și era altceva, spunea că poți să ies de pe de afară. Dar lasă, că așa spune la tată, mamă, lasă, să voi să fiți sănătos, să fiți scutare, să văd, că să spun o chestie, eu mai mult îmi puneam bază în ăștia bătrânii dacă era ceva să vină la mine la pușcărie decât în mamă, frate, cum ar veni. De ce? Nu știu cum și în ce fel, dar era și cu cine de atunci mama, era cam schitros, era cam alea, o să vă zic eu multe după ce și când am venit pe la ce am pățit și când alea o să spuneți bă nu se poate și chiar ai tras amărăciune și chiar am tras amărăciune maximă. A, fine, am venit aia bătălin, venit la vizită. Am venit și am urcat sus pe secție, mă bag în cameră, că mă bag în cameră vă păriri că jucă barbucul ăsta. Făcut-o, 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 făcut o făcut o făcut o făcut o făcut o ce să fac, domnule, uite că am pierdut un carton de țigări la asta, cu tare, unul alta, -i să trebuie să-i dau țigără. Dar Eu... Dar ce zic? Să moară familia mea dacă juca la mișto ca să poată să fie pe una pe dos. Dacă nu știu ce să fac, să cu mine. Nu să moară copiii lui, să cu tare, l-am crezut, să ajut pe copii. Da, pe ele, mă, ia. Ia tot și joacă. Ce am lăsat acolo și am luat un pachet de țigări să moară familia mea. O cutie de ne-am făcut repede unes. Ha, să moară măicuța mea. Dacă nu mi-a luat la Nimic să-mi eu că a fost lingerie alea, că am scris acasă, că atunci era să scrie acasă, nu era telefoane. Scrie acasă, m-am lăsat adânc, m-am lăsat adânc pe scris, adu-aia, a aia a adu doua, -aia, adu-aia, -aia, adu -aia, adu m-am lăsat puternic pe pix. Păi și pierd ăsta tot să moară familia mea, a dus două prosoape de alea mari și acum a simțit minte, mamă, focul nu era prosoapele alea mari, mâncava și plovase, nici cu ce să mă ștern aveam să moară familia mea. Cu mine vorbea și mi și mie un posop de la mare și încă un două de alea mari. Și ăsta era nebunit toți pe la un prânai cu posop pe mare, mamă cine avea, mai băiți și numai alea, pulată. A pierdut și mi-a pierdut și lenjirea, și țigările, și conservele, și salamuri. Mă, tot, să mă arăfac, mă, tot! Să vă mai cât să vedem dacă avem ce să punem pe saltea și, cer, cer și lingerie, că l avea și pe aia pierdutul. Mamă, uite, am fost morții mătii Lili să și spun asta și mâine. În fine, mi se pare că ne-a dat fruncea, ne-a o lingerie de aia. Nu mai știu cu ce pula mea. mi se pare că ne-am învelit să moară familia, m-am pus pe noi. Când ne-am dat să punem pune noi să moară, că... Uh, cum îi spunem? Pătură de aia de iută. Pătură de aia groasă. Bine, dar e că te pielea. Dar nu mai știu, cred că ne-a dat rengerie. Ne-a dat rengerie oricum ăsta, îl Bă, mâncava-ți pula voastră și aute ce ies a doua zi. Stau eu ce stau și mă gândesc să moară, mă, trebuie să ies dimineața la prima oră să fac ceva pe acolo ăsta, că nu se poate. Bă, mâncava pula voastră, se deschide ușa cu gunoiul. Am pus pe să mă scoare, se deschide ușa cu gunoiul, i ies afară. Cine era? Iordachela. Bă, i unde te ce de pufcă se și pula ta, că te ceși să se umor și tot să-ți și o să vă și cei ce-i pe că n-am o țigară, l-am cutat și te cinsesc. Hai mă, dă drumul. Era ca băieți buni, bă, atunci. Am așteptat tu spre cei cum asta când am dat colțul așa cum venea, venea biroul de Gabori, comandantul și făcea în colo, ei s-au spus Când văd aici în colț, de-i mai pe o de brânză să moară familia mea. Pe o de brânză, cred că era vreo 12 calopuri de brânză. Cam 12-13 calopuri de brânză. Hii. Futu-te în gură, mamă, cum iau eu astea. Bă, că și pula, mamă. Ce zic lui ăsta, luca Gabor? Bă, să moară familia mea. Eu iau oare de acolo. pot să te pui în curci și în cap. Nu-i că le iau și să-ți bag două pachete de țigări. Acum ți le dau. Hai? Hai, ia repede să te bag în cap și să scoți aia repede afară. Hai. O zi, o pachete de țigări. M-am luat pe eu. Ha, m-am dus în cap. am băgat brânza în pungi, în... În... în pungă. Într-o pungă, da, aia. Pa, 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 să scoate, ce deși scoate a dat și mi două pachete de țigări, se dau mai încolo să moară familia mea. A, domnule, dă-mi băi, de bun la că așteaptă gaburi după mine. Când a fost să-l așa, mi-a dat două pachete de m-am dus. Ia ne-a luat dacă, ia repede pe ușă, vină încoace cu mine. Se duce în partea aia, deschide ușa de afară și se pune după ușa aici. Hap și-am pus, la ușa acolo. Nu a băgat în cameră, nu, foc, nu nimic, că n-avea ce să fac. Asta e pula mea. Cum bă, n-ați dat brânză voi, nu ați... Alea, cred cre că erau pusul care le-a rămas la ăștia, înțeles? Adică ce fură aici, cu trebuia să vândă ei. Ei n-am mai vândut ei și am dat eu. eu. Să moară familia mea. Mama după apel, când văd cine vine mâncația și pulata spirit. Era pătură. Mamă, ce zic, gata, măi, bună să moară familia mea. De aici, ieși afară. Scoate-mă afară. Dacă nu scoate afară, fac bine. Ești bun la cap? Fac bine că n-am o sigară și gata, glumă, glumă, un Cătălin că spui, scoate mă afară. El mă ștea din pe neapsele altele, dacă a fost tramvaiul meu și a fost ăla, Hai că te scoate, te în pula mea. Hai că dacă e ceva să vorbim și ceva cu tine, ca să te duci până la mine, să hai vorbim, vorbim. Și e afară. A, dum, și am început să vând toată brânza aia pe acolo. Bine, am vând totodată, am vândut vreo nouă calupuri să moară familia mea. I-am dat un calup la curățenie, am oprit un calup, i-am dat un truncea. Da, mă, 12 erau, 12 că nu am vândut. Am desfăcut eu un, om, un pachet de țigări, i-am dat lui ăsta în cameră, să moară familia mea, vreo 5 sau 6 pachete de țigări și știu că am venit cu 3. 9, mă, da, nu uh, am vândut. Când eu dau să intru în cameră, pătura pusă, ăștia juca. Nu zicea, că garda nimic că dacă jucai garbus sau alea când pe timp. N-avea cum să zică. Și de 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 și de de, -de și de, -de, -de. Ba, să moară familia mea, dacă alea am nebunișează, zici, cred că te bat, Să moară familia mea, dacă mai dacă nu cred că te bat pe bune. Ce păi, domnul să cuminte că ma, bă, și rămâne în două pachete, rămâne în trei pachete de din aia. Cinci până unu, un pierd, un papir, nu. va și până la Când a început să dea din el Lili, nu știu, cred că e că dea puli. Po să mă familie familia mea de vă Mă, ce poștă punea marină la sărea în sus. Bung, bung, bung. mama și ia tot înapoi. ies. Ce-a ale, ale. ale. Ăsta înainte pleca la vizită. Marianul ăsta, Marinu ăsta, el. Băi, nene, i-a luat și țigările lui de acasă. s înapoi sau alea, dar să vă aduc aminte. Omul ce face? Când după ce am pierdut, iau te se ducea și la șanfigur și în bășini, iau la geam. Să mănânc și -o niște salam de sale, se mamă la mamicuța mea și tăia. Mamă, mă îmbolnăvea, m-am îmbolnăvit, frate, ăla m-am îmbolnăvit pe mine, să moară familia mea. Ce zici, lasă nu poate pune mâna pe el și poate îl zăpăcim. Bă, și a luat tot să moară familia mea și țigările lui de acasă și cafeaua care o primise. mamă mâncat, să și pula să-ți o mănânc. Și mâncarea să moară familia mea. Să sunt foarte de aia călită să moară familia mea. Mi se pare că era cu afumătură cu alea. Băi, până și a luat. El, hai domnule, că mai am și o pereche de pleacă, bă, de aici, eu am pus mâna pe alea. gata, mă, nu mai se joacă nimic și de bună cap, să-i bunurile mele. nu mai se joacă, îmi bag joacă din ce ai. Dar ce, ce, nu mai văd dacă tu și bă, nu mai vrea, nu mai jucat, lasă o pun acolo, uam, și-o plecă, plecă, nu mai, nu mai jucă, dă te pula mea. Băi, și pun masa, dăm noi lângeria și ne așezăm patru, ne așezăm mare, hap cu tare, țigările, le sortăm, le facem hap, nesu cu și pun masa, haide mă să mâncăm. Și ce crezi că mănânc, să mă familia mea, și mânia din mine, varza de la le punem în farfurie și mâncăm asta, pac, pac, pac. Dar eu de acolo, ah, oh, ce bune mâncarea de la nevasta mea, m Ia ce foc a luat, să moară copiii mei, ce spui, ce pula mea nu-ți convine, m-am ridicat din picioare și m-am spus, ce pula mea nu-ți convine, mă dă-te-n pula mea de aici să o surgi. și tu și cine vrea, vrei tu să-ți bădea la muie. Ieri când te-ai ca și ai mers și spune, tăiai din salamul de la mama, mi-a adus mămicuța mea și mie salam de Sibiu, s-am zis ceva, mi-a auzit gura, dă-te-n pula mea, care? și nu-ți convine, nu, hai să-ți dă bătem, dă-te-n pula mea, mă S-a băgat în s-a băgat de și ce a zis asta? Păi are băi, el n-ai făcut mișto de el? Păi acum mai ai mișto care l-ai făcut, ești prost la cap, păi ce faci? Ești nebun? Da, vă mâncați și pula ta, s-a dus, s-a uite numai așa, cum se negați la barbut. Mai stați așa vreo cu tare? Hai, domnule, Aici da mondial. A ieșit pe col, a adică adică de, 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 de aici a venit cu vreo și pachete de țigări să moară familia. Ce doamne, am țigări cu tăi, nu mai jobă să mă răg familia, dacă ăsta mai joacă, eu nu răspund de nimic. Să citeți bine în cap, tot ce mi-a adus după picuța mea, eu nu mai răspund. Țigările care le-a luat de la tine pot să joace jumate din ele, că jumate ale mele, ești de bună cap, că -a fost flați. de jumate joci. Restul nu răspund, băi, s-a auzit aici camera, eu nu răspund eu cu tare, nu ta. Păi, pula mea, rămâneam ca jbeche, și de bună, rămâneam în focat. Hai că mai continui și mâine mâncava și pula voastră, mai pun un vlog și mâine, să vă trăiască familia voastră și tot ce vă doriți, să vă dea Dumnezeu sănătate și murtă, să fericire, libertate la familia voastră, să vă trăiască copiii și tot ce vă doriți. Și rugămintea mea la voi, știți care este? Bă, să vă trăiască copiii voștri, dați mă și voi abonament acolo să fac și o mie, ca să putem să intrăm și noi în live, să facem și noi live-uri, că suntem și noi pe live, vorbim exact ce trebuie, mai vin întrebări, mai vin alea, mai vin nebunii. Hai, vă pupă fratele vostru, să vă dați Dumnezeu sunt și tot ce vă doriți.